În clipul precedent v-am prevenit că întrebarea la care voi da azi răspunsul este grea. Acest lucru a fost confirmat de faptul că am primit un singur răspuns corect și complet. Vă voi spune la sfârșit de la cine. Dar să revedem întrebarea. Presupuneți că aveți 12 bile identice ca dimensiuni și culoare, dar una dintre ele are greutatea diferită de a celorlalte. Celelalte 11 au toate exact aceeași greutate. Nu se știe dacă bila diferită este mai grea sau mai ușoară decât celelalte, dar se știe că are greutatea diferită. Mai aveți și o balanță, dar fără mase marcate. Așa că ceea ce puteți face este doar să comparați greutatea unui set de bile care au fost puse pe un taler al balanței cu greutatea altui set de bile care au fost puse pe celălalt taler. Trebuie nu numai să identificați bila diferită ca greutate, ci și să puteți spune dacă ea este mai grea sau mai ușoară decât celelalte din numai 3 cântăriri. Aveți voie să faceți doar 3 cântăriri. Cei mai mulți sunt tentați să înceapă găsirea bilei diferite, cântărind 6 bile pe un taler cu 6 bile pe celălalt. Dar oare are rost această cântărire? Nu știm dinainte ce se va întâmpla? Ba da, un taler va coborî și un taler se va ridica. Singurul lucru pe care îl aflăm procedând în acest fel este că dacă bila pe care o căutăm se găsește pe talerul care a coborât, atunci este mai grea decât celelalte, iar dacă se găsește pe talerul care a urcat, este mai ușoară. Dar n-am eliminat nicio bilă din căutările noastre. Ori scopul cântăririlor nu este doar obținerea de informații pe baza cărora să putem identifica bila diferită, ci mai ales eliminarea cât mai multor bile din categoria celor suspecte, pentru că avem la dispoziție doar 3 cântăriri. De obicei, în cazul acestui tip de întrebări, este bine să împărțim obiectele pe care le cântărim în 3 seturi. În cazul nostru, putem să împărțim bilele în 3 seturi de câte 4. Apoi, trebuie să numerotăm bilele ca să le putem identifica. Ca să fie explicațiile mai simple, voi numi bila pe care o căutăm bila diferită, iar celelalte vor fi bile normale. Să presupunem că pentru prima cântărire punem bilele 1, 2, 3, 4 pe un taler și 5, 6, 7 și 8 pe celălalt. Dacă balanța e în echilibru, avem noroc. Atunci rămân doar 4 bile suspecte, bilele 9, 10, 11 și 12. Dacă balanța se dezechilibrează, rămân 8 bile suspecte, toate cele 8 de pe balanță, dar tot am scăpat de 4 bile. Să luăm cele două situații pe rând. Să presupunem că suntem norocoși și că la această primă cântărire balanța rămâne în echilibru. Atunci avem 4 bile suspecte, 9, 10, 11 și 12. Din nou, n-are niciun sens să le cântărim 2 cu 2, pentru că în felul acesta nu eliminăm nicio bilă. Așa că putem face altceva. Putem pune 3 dintre ele, să spunem 9, 10 și 11 pe un taler și 3 bile normale, de pildă 1, 2 și 3 pe celălalt. Vă amintesc că din prima cântărire am aflat că bilele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 sunt bile normale. Dacă balanța este în echilibru, înseamnă că bila 12, cea care nu se găsește pe taler acum, este diferită. Și la a treia cântărire nu mai trebuie decât să o punem pe un taler și pe celălalt o bilă normală, ca să vedem dacă este mai grea, atunci va coborî, sau mai ușoară. Și am răspuns la întrebare. Dacă la a doua cântărire, adică ceea ce vedeți acum,
balanța se dezechilibrează, înseamnă că una dintre bilele 9, 10 și 11 este bila pe care o căutăm. Dar a doua cântărire ne mai dă o informație foarte importantă. Dacă grupul format din bilele 9, 10 și 11 coboară, știm că bila pe care o căutăm este mai grea decât celelalte, iar dacă urcă, știm că este mai ușoară. Deci în urma acestei cântăriri am aflat nu doar că bila diferită este una dintre bilele 9, 10 și 11, dar și că ea este mai grea sau mai ușoară decât celelalte. Așa că, pentru a treia cântărire, putem pune pe un taler bila 9 și pe celălalt taler bila 10. Dacă balanța este în echilibru, înseamnă că bila pe care o căutăm este bila 11. Și din a doua cântărire știm și dacă este mai ușoară sau mai grea decât celelalte. Dacă balanța se dezechilibrează, atunci, după caz, dacă bila diferită este mai ușoară decât celelalte, atunci bila pe care o căutăm este cea care urcă, iar dacă bila pe care o căutăm este mai grea decât celelalte, atunci bila care coboară la a treia cântărire este bila pe care o căutăm și am găsit și în acest caz răspunsul. Acum să ne întoarcem la prima cântărire și să presupunem că balanța se dezechilibrează. Bilele 1, 2, 3 și 4 nu sunt în echilibru cu bilele 5, 6, 7 și 8. Pentru a concretiza explicația, să considerăm cazul în care talerul cu bilele 5, 6, 7 și 8 coboară. Metoda pe care o voi prezenta și raționamentele pe care le voi face se pot aplica mutatis mutandis și în cazul în care talerul cu bilele 1, 2, 3 și 4 coboară. Deci bilele 5, 6, 7 și 8 coboară. Ce am aflat de aici? Că dacă bila diferită este una dintre bilele 5, 6, 7 și 8, este mai grea decât celelalte, iar dacă face parte din grupul bilelor 1, 2, 3 și 4, este mai ușoară decât celelalte. Acum voi face o cântărire cu 3 bile pe fiecare taler. Dar dacă aș alege 3 bile din setul cu bilele 1, 2, 3, 4 pe un taler, cu 3 bile din setul 5, 6, 7 și 8 pe celălalt, aș afla ceva, dar nu destul ca să-mi ajungă încă o cântărire pentru a afla bila diferită. De aceea voi combina bilele și anume voi pune pe fiecare taler o bilă dintr-un set cu 2 din celălalt. De pildă, bilele 1, 5 și 6 pe un taler și 2, 7 și 8 pe celălalt. Deci bilele 3 și 4 nu participă la această a doua cântărire. Dacă balanța este în echilibru, bila diferită trebuie să fie 3 sau 4. Și știm deja că trebuie să fie mai ușoară decât celelalte. Așa că nu ne rămâne decât la a treia cântărire să le punem pe talerele balanței și bila care urcă, care deci este mai ușoară, este bila căutată și am găsit răspunsul. Dar dacă balanța nu este în echilibru, voi analiza din nou un singur caz dintre cele două posibile, pentru că sunt două, nu? Poate să coboare un taler sau celălalt. Dar cursul raționamentului este același pentru ambele cazuri. Așa că să presupunem că talerul cu bilele 2, 7 și 8 coboară. Asta înseamnă că fie bila 1 este mai ușoară decât celelalte, fie una dintre bilele 7 și 8 este mai grea decât celelalte. Nu ne rămâne decât la a treia cântărire să comparăm greutățile bilelor 7 și 8. Cea care coboară este bila pe care o căutăm, pentru că știm că e mai grea decât celelalte. Dacă nu coboară niciuna, adică dacă balanța va fi în echilibru la această cântărire, înseamnă că bila pe care o căutăm este bila 1 și știm deja că este mai ușoară decât celelalte, așa că am reușit în toate cazurile posibile de stări ale balanței să găsim bila diferită și să putem preciza și dacă e mai grea sau mai ușoară decât celelalte. Răspunsul corect pe care l-am primit este de la domnul Dumitru Antonie, pe care îl felicit pentru gândirea logică și răbdarea de care a dat dovadă pentru găsirea răspunsului, ba chiar și a unor variante suplimentare de rezolvare. În final, o scurtă completare pentru cei cărora le place matematica.
cum de putem găsi din 12 bile, care este bila diferită, prin numai 3 cântăriri. Pentru că la fiecare cântărire, balanța poate să aibă 3 stări. Un taler coboară sau celălalt taler coboară sau avem echilibru. Și asta înseamnă că din 3 cântăriri avem 3 ori 3 ori 3, adică 27 de șiruri de stări posibile ale balanței sau de seturi de câte 3 stări ale balanței. Dar asta nu înseamnă că putem identifica prin 3 cântăriri o bilă diferită din 27 de bile, pentru că există aici o simetrie. Adică dacă punem o bilă pe un taler și una pe alt taler, aflăm ceva. Dar dacă schimbăm locul bilelor, o punem pe fiecare pe celălalt taler, nu aflăm ceva nou. Aflăm același lucru. Și din cauza asta trebuie să împărțim la 2, de fapt, stările în care poate să fie balanța, din cauza acestei simetrii. Asta înseamnă că dacă împart 27 la 2, am 13,5 rotunjit 13 și asta înseamnă deci că pot să identific o bilă diferită prin 3 cântăriri chiar din 13 bile. Acesta este numărul maxim. Să trecem la următoarea întrebare. Ea este tot de logică. N-aveți nevoie de cunoștințe din alte domenii ca să găsiți răspunsul. Presupuneți că faceți parte dintr-un grup de 10 persoane care participă la un concurs între grupuri, deci concurați cu alte grupuri. Și înainte de începerea concursului, vi se face următorul instructaj. Veți fi puși în picioare pe trepte, așa cum vedeți în acest desen, în așa fel încât fiecare îi va putea vedea doar pe cei din fața lui. Din acel moment, nimeni nu mai are voie să comunice în niciun fel cu ceilalți, nici prin vorbe, nici prin gesturi, nici prin mișcări și, de asemenea, nimeni nu se poate întoarce, nu are voie să se întoarcă, să-i vadă pe cei din spate. Apoi vi se va pune fiecăruia pe cap câte o pălărie, fără să o vedeți, iar pălăriile pot să fie albe sau negre. Și nimeni nu poate vedea ce culoare are pălăria de pe capul lui. După un minut, la un semnal sonor, trebuie să spuneți pe rând, dar în ce ordine doriți, ce culoare are pălăria pe care o purtați. Aveți voie să spuneți doar alb sau negru și doar o singură dată. Dacă cel puțin 9 persoane din grup, deci 9 din 10, vor ști ce culoare are pălăria pe care o poartă, ați câștigat. În această situație, ce strategie le-ați propune celorlalți ca să puteți câștiga concursul? Succes și la revedere!